Sunt valuri care ajung și până la 30-35 de metri înălțime. Valurile de aici au ajuns în cartea recordurilor. În sfârșit suntem în campusul celei mai vechi universități din Portugalia. Prea frumos, n-ai? Uite un pic cum se vede. Ce vorbești? Fac bani din nimic, adică dacă uitați-vă și voi ce mic e râul ăsta. Și oamenii fac bani din chestia asta. Asta neața, ne pregătim să plecăm din Porto, am făcut check-out-ul. Cum am venit aici la 630 car. Avem o mașină programată, rezervată de fapt să venim să o ridicăm pentru a merge către Nazare și după aceea a doua zi către Lisabona. Ce zici, girl? Pregătit? Never been more ready. Cam asta ne este mașina, un Citroen C4. Destul de spațios pentru noi. Vă arunc acum o privire să văd dacă e tot ok. Noi o avem asigurată full pentru 300 de euro pentru 2 zile. Da, pare ok, da, nu știu, nu văd nimic în asta, adică pare ok. Deci mașina are 540 de kilometri, nici măcar n-are 1000 de kilometri făcut. N-are rodajul făcut. Da. Și am pornit, mergem către Aveiro. Am ajuns în orașul Aveiro. Parcam mașina undeva cu plată, în momentan nu știm cât costă. Și am văzut că aici ar fi o zonă cu multe restaurante. Noi în momentan n-am mâncat nimic și este ora 11:30 de acum. Așa că vrem să găsim un restaurant să mâncăm ceva. Și na, ne mai uităm puțin prin Aveiro și după asta vom merge să explorăm și celelalte orașe. Până la Nazare, unde avem noi cazarea. Oh, dar unde am ajuns? În Veneția! The Venice! Venice of Portugal. Ce interesant. Let's go. Gabi și cu Cristi s-au dus până la Burger King. Noi, eu și cu Gibi vrem să mergem la un restaurant pe aici. Am văzut că în zona asta ar fi destul de multe. Să ca să vedem să găsim și noi de mâncare. Gibi spune că unul dintre singurele obiective de aici ar fi o plimbare cu o bărcuță din asta. Nu știu dacă avem timp, sincer. Eu nici nu pot zic că mă tentează, dar acum mai vedem. Problema e cum traversăm. Travestere, cred că era mai bun să intram în tunelul ăla, că am văzut că era un tunel acolo. De acum, na, trebuie să ocolim toți oamenii ăștia. Gabi deja a mâncat Burger King 3 secunde mai târziu. Dar mă uitam să-l pe Waze-ul din mașină și părea că e un Burger King aici în zonă, dar aparent era unul la vreo 3 km. Ghinion. Oh, o pietonală super faină. Foarte multe chestii în renovare aici și în zona asta, la fel ca și în Porto. Mergem pe străduțele astea pe aici prin spate. Am văzut că sunt restaurante aici și acolo. Mai uităm un pic pe la magazine. Înfulecăm ceva și după asta mergem mai departe. Un sandwich corect la 6 euro, poftă mare. Vedem cum arată și pe aici. Un 360 corect așa. Gata și masa noastră, am dat undeva la 8 euro 40 de persoane pentru sandwich cu chipsuri, cafea și apă. În față pare a fi o biserică, pe aici multe suveniruri, magazinașe, chestii pe care să cheltui bani și bineînțeles clasicele căsuțe cu colorit albastru. Uite și aici în stânga, da, super multe. M-am dus și eu hegheș puțin pe aici, pe străduțele astea. Mă plimb așa, să iau vibe-ul, să-mi dau seama exact cam ce se întâmplă pe aici. Dar cumva cred că am ieșit din zona asta mai veche, mai turistică, că aici în față văd că este strada principală. Nici o problemă, ne întoarcem. Ce frumoase sunt florile astea. Da, astăzi, cum am mai zis, ne vom opri în câteva orășele până ajungem în Nazare. Orășelele astea sunt mici, vă dați seama, nu sunt
orașe mari cu 700 de obiective și chestii foarte importante. Mai mult, noi ne vom opri prin ele, avem, avem câteva puncte așa în mare pe care am vrea să le vedem. Vedem ce avem timp, cum ne încadrăm. Eu zic că o să fie o zi faină. Și mâine tot la fel o să fie același vibe. Mergem cu mașina, ne oprim în orășele, mâncăm, ne uităm la ocean. Sigur o să fie fain. Aici în față este o biserică. Hai să vedem dacă e deschis, să intrăm și noi puțin, nu? Să vedem care-i... Opa, ce era să scap camera. Intrăm și noi aici un pic să vedem care-i treaba. Da, deci nu știu, mi se pare că toate bisericile astea arată fix la fel. Deci seamănă arcadele astea între ele toate. Câte orgă. Gata, am ieșit din zona centrală, mă rog, era super mică zona aia oricum. Ne mai pun puțin pe jos pe aici, pe lângă mica Veneție. Dar foarte, foarte interesantă chestia asta turistică, cum au gândit-o așa, adică fac bani din nimic. Adică dacă uitați-vă și voi ce mic e râul ăsta și oamenii fac bani din chestia asta. Adică au făcut niște podulețe, mergi pe sub poduleț. Da, dai 13 euro de adult și era 6 euro de copil să mergi cu așa ceva. Văd că au și suport pentru persoane cu handicap, adică e super interesant, nu? Băi, deștepți, chiar și o să facă bani. Da, mă schimb, mă enervează chestia asta care e în renovare aici. Cred că fac stradă ceva, nu-mi dau seama. Da. Nu e foarte mare oricum orășelul ăsta, adică multe chestii așa nu poți zici că ai de făcut. Ca o oprire e numai bine. Îmi spune așa că e canalul central. Canal Ducojo. Canal Das Piramides. Uite chestia asta cu sare. Asta am văzut-o și noi pe obiective. E o sărină în aer liber. Ce interesant. Am multe bărci mai au ăștia pe aici. Da. Fain, bravo lor. Chiar ceva de apreciat. Ce murale faine aici pe peretele ăsta. Fix lângă mașina noastră, lângă parcare, am găsit o zonă super frumoasă. Uite ce frumoși sunt copacii aceștia. Ha, chiar tare. Wow, ce fain se vede. Cum au căzut florile aici. Cred că asta este o altă biserică. Hai să intrăm un pic și în biserica asta. Să vedem cum arată. Doar eu aici. Da, uite, biserica asta e un pic mai simplist, așa pare. Da, frumoasă. Fuh, ce-am găsit în deal. Da, chiar foarte frumoasă zona asta, îmi place mult. Copacii ăștia sunt senzaționali. A José Estevao Colejo de Magalhães. Hai că știu să pronunț dacă e. 1862-1962. Nu știu ce înseamnă asta. Dar, da. Frumos. Recomand să veniți aici. Chiar e o zonă faină. Cum, hai să mergem spre mașină, că e târziu și mai avem chestii de văzut. Înainte să-mi rup gâtul pe aici. Supra la parcarea subterană, văd că este un food court cu și cu multe magazine, un fel de shopping center. Close your eyes, hear the... Dacă am găsit și noi parcare aici lângă Universitatea din Coimbra, costă 1 euro pe oră parcarea. Merge să lăsăm tichetul și să ne pornim să explorăm. Gata, și în sfârșit suntem în campusul celei mai vechi universități din Portugalia și una dintre cele mai vechi universități din lume, și anume Universitatea din Coimbra. Ce drăguț arată acest laborator chimic.
pancardele astea. Iau un vibe mișto. La ce vechi par clădirile. Se vede că sunt super, super vechi. Nu știu exact care corpuri au fost construite și când, dar sunt vechi oricum. Da, aparent dacă vrei să intri în toate clădirile astea de aici, trebuie să iei bilet. Costă aproximativ 13-14 euro, ceva de genul. Deci ne-am uitat noi online, sunt mai multe pachete. Noi nu prea avem timp și nici nu suntem foarte interesați să vedem toate interioarele astea. Mi-a zis un domn că sunt cam 6 clădiri, parcă mi-a zis, corpuri de vizitat. Na, dar durează, cred că dacă stai să intri în fiecare vreo oră, sigur pierzi pe aici 2 ore. Noi avem o grădină de vizitat lângă, catedrală și cam atât, cred că, pe zona asta. Mergem acum către grădina universității. Un zid foarte interesant aici. Sincer, nu știu ce reprezintă, dar pare a fi vechi. Grădina ar trebui să fie aici undeva jos, mai pe dreapta. Da, e o căldură afară. Aici mai cald ca în port, așa mi se pare. Sunt undeva la, să zic, 26-27 de grade. Da, e bine oricum. E bine în sensul în care nu e frig, da? E cald. Grădina botanică, creată în anul 1772. Da, deci aici este și facultatea de medicină și aparent grădina asta botanică a fost creată cu scopul de a oferi plante și tot ce este necesar pentru facultatea de medicină. A, uite, aici este un pic mai arid. Înseamnă un pic cu grădinile ce le-am văzut prin Spania, așa aride și cu palmieri. Dar văd că și în stânga și în dreapta ar fi copaci. Momentan n-a costat nimic să intrăm aici. Poate în serie posibil să ne ceră vreun bilet, ceva, nu știu, vom vede. Ce arbore aici, imens. Acum filmez cu ultra-wide și vedea dacă pot să-l cuprind cu totul. Super mare. Dați-vă și voi ce trunchi are aici. Imens. Locul nu este foarte înalt, dar e foarte gros. Uite ce tot frumos e aici. Bambusul ăsta top, top, top. Senzație view-ul ăsta. Bineînțeles că nu poți fi în Portugalia fără ceva renovări și amenajări pe fundal. Super fain pe aici. Plac mult băncile astea așa de piatră. Gabi se oprește să facă niște poze. Aici puțin și soarele. S-a luminat aici toată zona. Dar chiar e frumos. Foarte multe flori interesante de care n-am mai văzut. Și copaci de care n-am auzit și n-am văzut, că am și denumirile și habar n-am ce înseamnă. Dar asta e și plăcerea în a vizita locuri noi și tărâmuri noi. În a vedea lucruri pe care nu le vezi la tine acasă. Aici cred că o să coborâm în zona cu bambuși, de i-am filmat de sus și i-am arătat mai devreme. Chiar ar fi fain să mă pierd așa un pic între bambuși pe acolo. Da, e super pe aici. Bineînțeles că am ajuns în pădurea de bambus. Wow, ce frumos, superb. Bă, e super mișto aici, ce să zic, asta am văzut-o noi de sus, nu? Da. Ce tare. N-am fost în viața mea într-o pădure din asta de bambus. Puh, e senzație, mă. Place? Da, ție? Da, îmi place. Ce fel se vede aici bambusul căzut? Super interesant, tipul ăsta se antrenează aici. Super tare. Mamă, dar ce mare zona asta aici. Hai de mers. Uite, mere, man. Stai să mere aici. Și eu. Nu sunt mere, ne-au oprit un cuplu mai devreme și ne zic că este Kaki Dios Piros. Se fac destul de mari și sunt roșii, am căutat mai devreme pe net. Și ar fi ceva tradițional japonez, ceva de genul ăsta. Dar astea încă sunt mici. Și un viewpoint aici, un miradouro, cum s-ar spune.
asupra unui lac. Dacă pare a fi lac, îmi dau seama exact ce este. Dar uitați-vă și voi cât de mare e zona asta aici. Și mai e de mers în partea aia și în față. Nu mai zic de potecile astea super interesante pe aici. Și de aceste scări super interesante, care habar n-am unde duc. Posibil, probabil că scările astea sunt o scurtătură de la panta asta pe unde o să mergem noi acum. Din nou la deal. E bestial oricum, e top. Într-un oraș destul de mic, adică nu e oraș foarte mare. Pe lângă că au cea mai veche universitate din Europa și una dintre cele mai vechi din lume, au și dita mai grădina botanică, unde te pierzi pe aici efectiv și au o grămadă de chestii faine. Și din cultura asta asiatică, din ce am văzut, cred că aici este și o climă care priește zona asta. Pentru că și în Madeira, dacă v-ați uitat la vlogurile din Madeira, ați văzut că am fost acolo într-un parc din ăsta cu tematică japoneză. Și era la fel acolo, super multe chestii tradiționale de la ei, care aici cresc fără nicio problemă. Deci, mă rog, Madeira e mult mai sus. Cred spun că e more or less the same thing. Wow, ce drăguț e pe aici. Da, da, cam asta a fost aventura noastră aici în campusul din Coimbra, de la universitate. Pentru că au început să iasă studenți pe la ora asta, când am ajuns noi nu prea era nimeni pe afară pe aici. Mergem acum la mașină și pornim spre următoarea destinație. Și am ajuns în zona pe care voiam noi să o vizităm, în Fatima, și mai exact în sanctuarul Cova da Irina, dacă am ținut bine minte. De aici, de la marginea orașului Fatima, este cumva în oraș, de este la marginea orașului. Aici, în anul 1917, s-a produs o minune, minunea femeii de la Fatima, ceva de genul acesta. Și dacă o să căutați pe net, o să găsiți despre ce este vorba. Din nou pe trepte. Din nou urcăm. Da, se vede că e foarte îngrijită și foarte curată biserica aceasta. Arată super bine. Și destul de multă lume, adică, după cum v-am zis, pelerinajul se fac destul de mult aici. Ia uitați ce mare este și platoul. Super mult spațiu aici, foarte mulți oameni. Într-o zi de... azi e marți? Cred că e marți astăzi, da. Într-o zi de marți după amiază. Și la interior am văzut că erau mulți oameni și aici afară grupuri de pelerini cel mai probabil. Da, și acesta cred că este măslinul unde s-au închinat cei trei copii. Foarte frumos amenajat. Guys, cam asta a fost aventura noastră la Fatima. Acum vrem să mergem către Nazare. Păi să ne cazăm și să luăm orașul Nazare la expert. Da, ori casa asta din ce am înțeles, ori câteva din casele astea de pe aici. E atât foarte interesant zona oricum. Am sunat pe la cazare și mi-a răspuns o doamnă și mi-a spus că o să ajungă în 2 minute aici. Cazarea se numește Quinta Amarela.
Deci, cel mai probabil asta de aici e. Da, ne-a făcut doamna asta turul. Asta este living-ul comun. Aici o să avem și mine dimineața micul dejun. Mai este o cameră la parter unde este Cristi cu Cristi. Aici este ceva, nu știu ce, shop. Și acum mergem către camera noastră care este la etaj, dar de fapt de fix la parter. Numai că am intrat pe la minus 1. Asta e camera, o cameră simplă. Un pat dublu foarte jos, chiar e super jos. O baie cu duș tip walk-in. Aici dă vederea fix la intrare cumva. Aici e curtea acasă. Da, mișto. Da, eu sunt foarte mulțumit de cazare, îmi place super mult că este așa, nu știu, țitoresc, liniște. Eu undeva mai retras numai într-o zonă de case aici în Nazare. De cazarea asta am plătit 173 de euro pentru două camere, adică undeva la 86 de euro pe noapte de cameră. Da, suntem două persoane, deci vreo 40 ceva de euro de persoană. E ok, din punctul meu de vedere. E chiar fain. Acum este ora 7 și un pic. Desprachetăm, ne îmbrăcăm puțin și cred că o să mergem să vedem cum arată plajele de aici din Nazare, să vedem dacă prindem și niște valuri. Fain, niște valuri mari deja, simt vântul. Am parcat mașina la primul viewpoint, e muzica aici în spate, sper să nu-mi iau strike. Și hai să vă arăt cam ce view avem aici. Asta este plaja din Nazare. Cam așa se vede plaja, e o plajă mare. Dar că din păcate nu văd să fie valuri mari. Văd că este lume pe plajă. Dar ce fain se vede, ulala. Și acum am vrea să mergem în partea aia mai în jos, că și acolo este tot așa un punct fain de văzut. E, e exact mie ce mi-e frică. Ce vorbești? Ulala. Prea frumos, mai. Uite un pic cum se vede. Ce vorbești? Acolo în mijloc cred că este și un aquapark ceva, așa pare. Cred că o să prindem un apus super fain dacă stăm pe aici prin zonă, pentru că nu văd să fie nori. Multă lume pe aici, oricum se vede bestial. Aș vrea să fie valuri mari, dar greu vară. Da, e superb aici. Dacă veniți în Nazare, trebuie neapărat să ajungeți și în locația asta. O să vă pun acum pe ecran cum se cheamă. Dacă nu v-am pus deja, pentru că asta o să mă gândesc în post-producție, când mă pun să editez vlogul ăsta. Am un milion de artele de editat și de repostat. Dar promit că le voi pune pe toate ca să crească și canalul. Apropo, când am ajuns în vacanță, am făcut 500 de abonați. La momentul în care filmez acum. Na, când o scrie storiel, poate o să am un milion, dar nu știu. Acolo în față este farul, unde ar trebui noi să ajungem, dar nu dau seama cam cât de mult mai avem de coborât. Până zice că închide la 8. Mergem să vedem? Hai să mergem. Uitați-vă și pe cum se vede, deci n-ai cum, e efectiv. Da, aparent farul se închide la ora 8. Păcat că na, soarele pune pe la 9 și ceva. Putea să mai lase un pic zona asta deschisă. Oleo, dar e un pic de hău aici. Dar se vede foarte fain și plaja asta. Pare o plajă mai virgină așa. Chiar e super mișto. Place mult. Am ajuns în dreptul altor două faruri, farul Nazare, Ponta Norte, ceva de genul acesta, și este un far roșu pe de o parte a golfului și un far verde pe cealaltă parte.
Este un view interesant, noi mai devreme am fost undeva tocmai acolo, în față și sus, cam ceva de genul pe acolo. Și v-am arătat mai devreme toată plaja asta. Asta este practic plaja din Nazare, cea mai populară plajă. În mare parte cam ăsta ar fi Nazare, ca și gen ce poți vedea aici. Mai sunt câteva miradururi din astea, așa în zona aia undeva. E un orășel micuț, foarte turistic, dar mai ales orașul Nazare se bazează foarte mult pe un singur lucru, și anume surfingul. Aici sunt valuri, de obicei iarna, sunt valuri care ajung și până la 30-35 de metri înălțime. Valurile de aici au ajuns în cartea recordurilor pentru cele mai înalte valuri din lume și din istorie înregistrate, să zic, de om. Și aici, da, este nebunie tot ce vedeți aici în spatele meu, mai ales în zona asta. Dacă o să căutați pe YouTube, na, noi acum am prins oceanul foarte liniștit, dar dacă o să căutați pe YouTube, o să vedeți că e nebunie aici. Eu știam de locul ăsta dinainte, mi-a văzut pe YouTube. Și aici, an de an, se fac competiții de surfing și toată zona asta e plină de turiști și de entuziaști și de profesioniști în zona asta de surfing. Deci, da, dacă doriți o escapadă, o plimbare pe plajă, acum este un pic răcoare, sunt vreo 18 grade, cu toate că este final de luna iunie, anul 2023, și țin să menționez asta pentru că, na, șanse mari să pun vlogul ăsta mai târziu. Cu toate astea este destul de răcoare, adică, na, eu am o jachetă și îmi este... na, fără jachetă, în tricou, mi este așa un pic răcoare pentru că bate și vântul. Dar cred, nu sunt sigur, că poate în luna iulie-august aici e mai cald și e mult mai ok de intrat în apă. Nu știu sincer cât de adâncă este pentru a face baie. Probabil că, na, cei mulți care intră aici o fac pentru surfing și au și costum special sau cu canoe, I don't know. Dar da, sunt ceva oameni în spatele meu aici pe plajă, nu știu dacă îi vedeți super mici, undeva pe acolo așa. Aș vrea și eu să merg pe plajă, dar cred că o să o las pentru Lisabona, pentru că în Lisabona am văzut că sunt niște temperaturi de 30 ceva de grade, 34 cu niște temperaturi, și o să fie numai bine de mers la plajă. Dragilor, după o zi lungă e timpul să închei și eu vlogul aici cu un aproape apus de aici din Nazare, din Portugalia. Da, astăzi a fost o zi faină, am văzut destul de multe alte orașe. Și că a fost o experiență faină, mi-a plăcut să merg cu mașina prin Portugalia și o să facem asta și mâine, pentru că mâine vom pleca de aici din Nazare către Lisabona și vom vedea multe chestii șmechere din ce am văzut pe internet. Acum, dacă ți-a plăcut acest episod, aștept un feedback printr-un like sau un comentariu să-mi spui impresiile tale de ce ai văzut în clipul acesta, ce aș putea să îmbunătățesc. Sfaturi pentru alți călători sau entuziaști care vor și să viziteze Portugalia. Poate tu ai fost în Portugalia și ai niște inside-uri super mișto pe care eu nu le știu și nu le-am prezentat. O să le lași în comentarii. Pentru cei noi pe canal, eu sunt Daniel, a.k.a. Plimbă Ursul. Aici postez toate aventurile mele, sper eu, faine. Așa că, da, până la episodul următor. Și ce trebuie să zic, nu? Hai, Plimbă Ursul! Thank you.